misiune să-l invit în fața dumneavoastră, să invit în fața dumneavoastră un prieten. Un prieten al României, un prieten al Sălajului și cred eu de astăzi un prieten al Șimleului. Consilier și medic personal al premierului Benjamin Netanyahu, consilier al primului ministru al României, domnul Ludovic Orban, reprezentant al celei de-a doua generație de supraviețuitori ai Holocaustului, născut în Târgu Lăpuș, Maramureș, un prieten drag, care îi mulțumesc că este astăzi aici, alături de noi, doctorul Herman Bergovici. Am gândit mult. Eu vin din Israel, din Ierusalim, sunt foarte ocupat și Holocaustul este un loc foarte greu pentru mine și pentru inima mea și vreau să felicit pe organizatori, pe Alex, pe Daniel, pe domnul primar, pentru tot ceea ce ați făcut. Într-adevăr, sunt emoționat pentru ceea ce ați făcut și pentru acest muzeu și pentru faptul că se face un eveniment din eliberarea Auschwitz-ului. Are 75 de ani. Mama mea este din Copalnic Măneștur. Ea a fost dusă din ghetoul de la Baia Mare. Acolo este ghetoul de la Baia Mare. Mama mea, cu toată familia ei, a fost dusă la ghetoul din Baia Mare. Familia tatălui meu, care e din Târgu Lăpuș, a fost dusă la ghetoul din Deș. 6.000 de evrei, 8.000 de evrei au fost în ghetoul, din toate împrejurimele. Ghetoul din Baia Mare a fost eliminat în două zile, în două transporturi de 36.000 de oameni, au fost transportați la Auschwitz în două transporturi de trenuri. Dați seama? 3.000 de evrei înghesuiți în niște vagoane de animale, de vite, care au fost transportați la Auschwitz. 8.000 de evrei de la Deș, care au trecut multe suferințe. Ghetul, ne spunem ghetul, dar în ghetul au suferit foarte mult. Evrei au fost bătuți, au fost uciși și au trecut multe suferințe. În trei trenuri au fost duși la Auschwitz. Tata, în viața lui, n-a povestit nimic. El a fost în tabere, el a fost, când era mai tânăr, a fost dus în tabere de muncă din Ucraina, din Polonia. În viața lui n-a avut să vorbească. Mama a vorbit. Și mama îmi povestea. Și era foarte dureros. Deoarece și-a pierdut toată familia, povestea cum a fost la ghetto și cum a fost lucrați în trenul și în trei zile sau trei nopți, trei zile a fost ajuns în Auschwitz, cum au murit deja pe drum, deja oameni, fără mâncare, fără băutură, cum au fost coborâți din trenuri, în urlete, în lovituri, și cum au fost imediat separați. Tot ce au dus cu ei, niște bagaje, sigur că de-a lui s-a luat și s-au fost puse, nimeni nu i-a găsit după aceea. Și desigur, copii și cu părinții și mai vârste, ce au fost deja selecționați. Și abia mai târziu știa și mama că fumul, și l-a văzut după câteva ore, erau poate și fumul familiei ei. Părinții, copii, au fost duși la camere de gazare, de la camere de gazare în crematorii. Vă dați seama? În crematorii au fost arși și mama după un an zicea, dragul meu băiat, abia după mulți ani am dat seama că în fumul la dedul erau și fumul părinților mei. Nu mi-a rămas nimeni din familie, îmi zicea, afară de tine. N-am mai vrut să facă copii, i-a fost teamă de să facă copii, faptul că iarăși o să se întoarcă Holocaustul, războiul. Dar mama era o femeie extraordinar de pozitivă. Niciodată n-a avut de spus împotriva unui om, aștept ca să se pune pe picioare, dar îmi zicea, știi,
Dacă l-aș vedea pe Mengele, pe m-a selecționat, imediat l-aș recunoaște. Răcea a stat la Auschwitz, la Birkenau, a fost trimis în tot felul de lagăre de exterminare, este lagăre de lucru, unde a lucrat un an de zile aproape, a fost liberată după ce Auschwitz-ul a fost liberat. Dumneavoastră știți că în Auschwitz, care a fost cel mai mare lagăr de exterminare, câți oameni au fost omorâți acolo? 1.600.000 de oameni. Și din astea, 1.500.000 au fost evrei. Nu poți să-ți închipui. Cum au reușit să într-un an de zile sau câți ani să se ardă și să omoare și un lac care a fost acolo s-a umplut cu cenușa acestor oameni care au fost așa acolo. Mama a fost totdeauna foarte iubitoare și a iubit foarte mult România. Noi vorbeam și limba română și limba maghiară acasă și idișul vorbeam acasă. Însă eu am crescut cu o dragoste față de România, dar am crescut și față de dragoste pentru Palestina. Cineva zicea mai înainte, mergeți în Palestina, înțelegeți? Așa se spunea. Și în 75, în 1975, sunt în Israel de 45 de ani, la vârstă, doi copii mici cu soția. Și vreau să spun și părinții soției, la Târgu Mureș au fost. Părinții soției au fost la Târgu Mureș, acolo a fost duși Târgu Mureș. E tot din Târgu Mureș. A fost dus la Târgu Mureș. Mare parte a soției, a părinții soției mele, au murit. Eu cu soția, care suntem de o religie română, am ajuns în Israel și am construit o familie, avem doi copii mari, foarte reușiți, 7 nepoți, deci nu s-a reușit să se facă spre cu ajutorul lui Dumnezeu, eu spun întotdeauna, suntem o țară care și astăzi suntem periclitați, citiți ziare, fiecare zi avem sau o rachetă, sau o bombă, sau ceva terorist și totuși țara noastră se dezvoltă. Și această dezvoltare al Israelului este și datorită românilor care sunt acolo. Suntem în jur de 400-500.000 de români care am învățat în România, care știm ce înseamnă România și am învățat să lucrăm și să fim sârguincioși și cu toții am reușit acolo. Nu ne-a băgat în politică. Românii nu sunt politicieni. Eu nu sunt politician. Eu sunt mai mult consilier ca politician. Am devenit. Însă toți românii care trăiesc în Israel iubesc România. Vin în Israel, vin în România. Vor să viziteze România. Și din cauza asta, de multe ori, suntem legați de România și trăim ceea ce se întâmplă în România, și din punct de vedere economic, politic și tot ce se întâmplă. Ne doare foarte mult când vedem că antisemitismul iară se întoarce. Auschwitz-ul, care a fost ceva rău, a fost o tragedie groaznică. Tot Holocaustul a fost o tragedie groaznică, nu numai pentru ei, pentru toată lumea. Și astăzi ni s-a ridicat un alt dictator în Iran, care vrea să ne distrugă. Zice, noi vrem să nimicim Israelul. Vă dați seama? Vrem să nimicim, nu-i destul ce am trecut, vrea să nimicească Israelul. Din cauza asta, când se spune nu încă Holocaust, eu tot ne-am zis că este un cuvânt gol. Noi trebuie să știm ce să facem ca să nu mai fie acest Holocaust. Și astăzi, din cauza asta, în Israel, ne teamă de tot cei care ne amenință și suntem pregătiți. Israel e o țară mică. Uitați-vă pe hartă, nici nu-l vedeți cum arată. O țară însă puternică, frumoasă, dezvoltare este și avem și o armată frumoasă. Doi nepoți de-a mie în armată sunt deja și sunt mândru de ei. Și în continuare toți o să fie în armată. Și eu am fost în armată, și eu am fost ca medic și am fost de toți. Noi toți că vă facem armată, știm că trebuie să facem armată, trebuie să avem grijă de țară. Și nu vrem să auzim acest cuvânt încă Holocaust. Nu vrem să auzim nu la evrei și în alte popoare. Este groaznic când citești ceea ce se întâmplă de multe ori în Africa și în alte părți, că sunt omorâți oameni din cauza că sunt triburi diferite sau sunt culori diferite. Nu vrem să vedem aceste lucruri. Vreau să vă spun că am discutat cu premierul Benjamin Netanyahu, care iubește România foarte mult și știe foarte mult de România prin mine, și i-am povestit că viu aici. Și a fost foarte mirat că este acest muzeu, niciodată n-am știut cum mi s-a spus muzeu. Vreau să spun că felicit foarte mult pe Andrei, pe Alex, pe toți care au pus inima și au făcut acest muzeu și această sinagogă care e reconstruită și unde se ia, este astăzi, toată această întâlnire este. Și domnul Netanyahu m-a rugat să trimit
un mesaj de felicitare pentru toată organizarea acestui lucru și inima lui este față de toată comunitatea și de tot ce este legat de Holocaust, deoarece este foarte legat de Holocaust. Vă mulțumesc foarte mult și sunt încă o dată cinstit pentru faptul că am fost invitat aici și este și prietenul meu, primarul din Târgu Lăpuș, care m-a făcut și cetățean de onoare al orașului Târgu Lăpuș. Acum vreau să citesc mesajul domnului ambasador David Saranda. În altă ocazie vreau să spun că m-am fost și eu propus de 3 ori și eu ambasador în România și am refuzat în cauza că vreau să fiu medic. Asta am învățat la Cluj, ca să fiu medic și iubesc medicina și nu trădesc medicina mea, pentru nici ambasador să fiu. Shabbat, Israel, ambasador of Israel. Mesajul Excelenței sale domnul David Saranda, ambasadorul statului Israel în România, cu ocazie Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului. În fiecare an, pe 27 ianuarie, onorăm adevărul prin amintirea celor 6 milioane de evrei uciși în timpul Holocaustului. Pe lângă exterminarea în masă a evreilor, prin împușcare, în trenurile morții, în pogromuri, alte milioane au fost deportate în lagere de detențiune de către naziști și complicilor. Anul acesta se împlinesc 75 de ani de la eliberarea lagărului de concentrare de la Auschwitz, un simbol al degradării umane și a răului. Peste 1 milion de oameni și-au pierdut viața acolo, în județul Sălaș, aproximativ 8500 de evrei au fost trimiși în lagărul de la Cehei, unde au fost umiliți și torturați. De acolo, 7851 dintre ei au fost urcați în trenuri și trimiși la Auschwitz. Uneori este greu să ne imaginăm că aceste cifre aveau nume, că erau oameni. Este de datoria noastră să ne amintim, an de an, de cei care au fost umiliți, torturați și uciși în numele unei ideologii de către naziști și complicii lor. Trebuie să ne povestim celor din jur despre Shoah, asta e Holocaustul. Să ascultăm mărturile supraviețuitorilor și să evităm pericolul banalizării Holocaustului. Apreciez în mod deosebit eforturile Muzeului Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord și a domnului director Daniel Stegeran de a organiza astfel de proiecte educative și de a păstra vie memoria Holocaustului. Mulțumesc de asemenea autorității române pentru implicarea în combaterea antisemitismului și intoleranței. România este un bun prieten al statului Israel și una dintre țările în care face eforturi constante de a-și asuma responsabilitatea pentru trecut. Trebuie să ne amintim faptul că în timpul Holocaustului, majoritatea celor aflați sub oroarea nazistă au păstrat tăcere, au închis ochii, au ales să nu intervină. Nepăsarea și ignoranța au rămas factorii care au permis xenofobiei, intoleranței și antisemitismului să existe și astăzi în societatea noastră. De aceea, fiecare dintre noi are datoria de a acționa împotriva oricărei forme de discriminare rasială, religioasă și etnică. De a construi o societate bazată pe toleranță, respect și grijă față de semeni, pentru că nepăsarea ne condamnă la întuneric și suferință. Este foarte important să ne aducem aminte să prevenim că trecutul să cadă în uitare. Rememorând lecțiile istoriei, putem învăța din ele. Putem construi un viitor doar prin asumarea trecutului. Este mesajul domnului David Saranga, ambasadorul statului israelian în România. Domnule ministru, domnule consilier, aveți onoarea de a prinde cele 2 lumânări simbolice în memoria victimelor Holocaustului.